dat independent în funcția de primar general al municipiului Chișinău, al lui Sergiu Tofilat. Eu o să spun doar câteva cuvinte. De ce cred că este, la, cel puțin la etapa actuală, cel mai potrivit candidat în funcția de primar? Intenția de a candida pentru primăria Chișinău, Sergiu, are de mult. Eu cunosc despre lucrul ăsta și l-am încurajat, din simplu motiv că îl cunosc foarte bine. Eu cred că pentru Chișinău o să fie foarte bine să aibă un primar care are capacitatea de a munci 12 ore zi de zi. Un primar care face lucrurile foarte serios. Adică dacă se apucă de un subiect, atunci îl studiază până în cele mai mici detalii, îl înțelege și vine cu soluții foarte practice și realizabile. Pe lângă aceasta, eu nu cred că pot să consider că am onoarea să fiu printre prietenii lui Sergiu și este o persoană pe care rar întâlnești, anume datorită spiritului dreptății foarte dezvoltat pe care îl are și dedicații pe care o are pentru a apăra drepturile, pentru a apăra pe cei nedreptățiți. Și astea sunt calitățile de care cred că este bine să beneficieze tot chișinăuienii, având un astfel de primar. Nu o să continu mult, o să-i ofer cuvântul colegului Sergiu Tofilat. Da, mersi, Valeriu. Bună ziua la toată lumea. Cred că începem cu de ce am decis să candidez. De mai mulți ani, mai exact din 2014, ne ocupăm, împreună cu mai mulți colegi pe care vedeți aici, ne ocupăm de problemele orașului. Eu personal am analizat câteva domenii cu transportul municipal, cu proiectul de eficiență energetică, cu administrarea patrimoniului orașului. Astea o să le dezvoltăm pe parcurs și în cadrul emisiunilor și când vom prezenta programul. Am experiență în administrare, am fost mai mult de 2 ani administrator la filiala 20 la Exim Bank, cea mai mare filială a băncii și portofoliul de credit care era la secția noastră era de peste 100 de milioane de euro. Deci am analizat sute de business planuri la diverse afaceri și acolo trebuie să înțelegi cum se organizează afacerea, deci pătrunzi în esența modului de administrare a diferitor afaceri. Înțelegem foarte bine că aceste legi erau și o miză politică. Deci nu trebuie să lăsăm primăria pe mâinile lui Plahotniuc. Pentru că noi înțelegem foarte bine, eu un singur scop, să fure. Și noi nu putem admite acest lucru. La moment, vedem că cel puțin 4 candidați sunt care Plahotniuc îi controlează sau are influența asupra lor. Da, este Silvia Radu, este Ion Ceban de la Partidul Socialiștilor, este Regina Apostolova de la Partidul Șor. Foarte m-aș bucura dacă am avea ocazia să ne mirim în dezbatere împreună cu doamna Apostolova, să ne răspundă la câteva întrebări pe raportul CRO. Și Valeriu Munteanu de la Partidul Liberal, da, care a fost 10 ani Partidul Liberal au administrat Chișinău. Despre intenția de a candida am discutat încă anul trecut cu liderii partidelor de opoziție și Platforma DA și Partidul Acțiune și Solidaritate. Vreau să menționez că Andrei Năstase nu este oponentul nostru. Dimpotrivă, noi am vrea ca... Noi considerăm că orășenii au dreptul să decidă cine este... zicem așa, cine are drept... Pe cine vor să vadă ei în fruntea primăriei. Dar vom face tot posibilul ca în turul 2 să nu nimerească 2 candidați de lui Plahotniuc. Deci o să discutăm, o să ne consultăm, dar contează opinia orășenilor. Ei trebuie să aprecieze cine este mai bun și are șanse mai mari să meargă la alegeri. Așa. Vreau să menționez că miza noastră. Noi înțelegem că aceste legi sunt pentru un an de zile, dar intenția este să formăm o echipă ca la următoarele alegeri locale, în 2019, să venim și cu o echipă de consilieri. Sunt mulți activiști civici, specialiști, oameni care sunt profesioniști pe domeniile lor, deci trebuie să concentrăm o echipă și să ne pregătim și de următoarele alegeri locale.
Aceste alegeri vrem să fie fără geopolitică, să vorbim despre administrarea orașului. Și foarte mult m-aș bucura dacă orășenii vor înțelege că Chișinăul nu are nevoie de un salvator sau de un ministru de externe, da, să ne vorbească de geopolitică. Noi trebuie să ne alegem administratorul care va gestiona banii pe care orășenii plătesc în fiecare zi. Evident că timp peste un an Chișinău nu va arăta cu mult mai bine. Conștientizăm acest lucru, însă, da, și evident, cine promite că timp de un an va schimba lucrurile radical și vom avea un oraș european, ori ne minte, da, și nu este sincer cu noi, ori nu înțelege unde se bagă. Acum noi putem pune bazele unei dezvoltări normale a orașului. Asta este important. Și pe durata mandatului vreau să voi avea următoarele priorități. Prima, să apăr interesele cetățenilor când e vorba cum ne fură prin tarife, când e vorba de deposedarea sau acapararea ilegală a terenurilor și construcții ilegale, da? Să nu fie abuzați cetățenii de funcționari publici. Da? Noi am finalizat cu tariful la gaz, dar cum am finalizat, încă urmează. Dar acum trebuie să fie micșorate și tarifele pentru căldură. Și vom vedea reacția Anriului dacă va veni primarul general la consultări publice pe tariful la căldură. Va fi interesant. Următoare, vom investiga sau voi investiga schemele de corupție din primărie. Un aspect important ține de transparență și comunicare. Deci, primăria, când elaborează un proiect, trebuie să explice cetățenilor foarte clar care este problema. Da? Când te duci la medic, înainte ca să începi tratamentul, trebuie să spună diagnoza. Deci trebuie să explicăm foarte clar cetățenilor ce probleme primăria vrea să soluționeze, ce soluții sunt și ce trebuie să facem. O altă prioritate este administrarea eficientă a resurselor și patrimoniului primăriei. Da? Dacă este vorba, da, avem un buget destul de restrâns pentru un oraș atât de mare, dacă să luăm în comparație cu alte orașe. Dar acei bani puțini pe care avem trebuie să-i administrăm eficient. Deci dacă se fac lucrările, trebuie să fie făcute calitativ. Dacă antreprenorii fac lucruri de mântuială, ei trebuie sancționați. Da? Deci contractele trebuie să fie publice și să prevadă clauze de calitate a lucrărilor și sancțiuni pentru lucrări necalitative. Evident, trebuie să ne clarificăm cum se administrează banii din întreprinderile municipale. Deci trebuie să facem un audit la întreprinderile municipale. Pentru asta trebuie elaborat un caiet de sarcini să fie puse foarte clar sarcinile auditului. Să fie controlate achizițiile, să fie controlate veniturile, cheltuielile, să știm unde pleacă banii publici. Un alt aspect ține și de creșterea veniturilor la bugetul municipal. Da? Și când vorbeam de administrarea patrimoniului orașului, cu colegii am participat la consultările pe bugetul municipal în 2015 și atunci am obținut niște date foarte interesante. Deci Chișinău are în prezent peste 350.000 de metri pătrați de spații care se dau în chirii. Și venitul anual constituie în jur de 10 milioane de lei. Sau cam 29 de lei pe metru pătrat. Anual. Deci 1 euro jumate anual. Taxa de arendă sau plata pentru chiria spațiilor în Chișinău începe de la 4-5 euro lunar. Deci estimativ, numai pe arenda spațiilor publici, primăria ratează venituri anuale de peste 13 milioane de euro. Iată un aspect cum noi am putea majora veniturile la buget. Un aspect important este crearea condițiilor decente să poți crește copiii în oraș. Și aici vorbim, în primul rând, de hrană normală la școli și la grădinițe. Vorbim de igienă și sanitarie în locurile unde se află copiii. Da, locurile de joacă nu au fost dezinfectate. Nu știu dacă au fost vreodată dezinfectate în genere. Și, evident, este vorba și de regimul de lucru normal al grădinițelor, care să fie comod pentru părinți. Da? Nu trebuie părinții să se rupă de la lucru ca să ia copilul de la grădiniță. Trebuie să vedem așa un regim ca să fie comod și părinții să poată normal lucra și activa și să-și poată crește și copiii. Deci de aceste probleme, din păcate, primăria nu s-a ocupat niciodată. Circul periodic și transportul public și o prioritate va fi să punem aer condiționat în
în transportul public. Da? Să nu mergi vara ca în saună și să ieși peste oprire transpirat. Și un lucru elementar și foarte comod, să facem aplicații pentru telefonul mobil, să poți vizualiza pe unde se deplasează elementar troleibuzul. Azi merge pe Ștefan cel Mare, mâine merge pe strada București, stai și aștepți și nu înțelegi, o să vină troleibuzul și ăla sau nu o să vină. Și în genere stai seara, noaptea, mai este transport, nu mai este. Deci să fie o aplicație online, să poți vedea, asta nu e ceva cosmic, asta e ceva elementar, care lucrează în multe orașe de lume. Și fiind automobilist, nu pot să nu menționez și de calitatea drumurilor. Deci, încă o dată, contractele pentru reparație drumurilor trebuie să prevadă clauze foarte clare pentru calitate și pentru sancționarea acelor întreprinderi care fac lucruri necalitative. Să prevadă și termen de garanție. Mesajul meu pentru chișinăuieni este unul simplu. Nu se pune întrebarea, votați, susțineți. Întrebarea este, sunteți gata să-l angajați pe Sergiu Tofilat la funcție de primar al municipiului Chișinău? Noi credem că un candidat independent are șanse considerabil mai mari pentru a obține un scor bun, a câștiga aceste alegeri. Deci, în primul rând, este mai ușor să găsești compromis cu membrii Consiliului Municipal fiind candidat independent. Un candidat independent nu are interese de partid și se va preocupa de rezolvarea problemelor orașului. Pentru prima dată în 13 ani, deciziile privind soluționarea problemelor din Chișinău nu se vor lua în birourile de partid, dar se vor lua în primării. Și în eventualitatea turului 2, un candidat independent poate consolida votanții orășenii care au diferite opțiuni politice, ceea ce nu poate face un candidat venit de la un partid politic. Încheie aici, o să transmit cuvântul și altor colegi să se expună. Mersi. Da. O să-i ofer cuvântul domnului Victor Parlicov. Mersi frumos, Valeriu. În primul rând vreau să spun că eu aici mă reprezint pe mine. Nu pretind că sunt reprezentantul societății civile sau careva organizații. Deci eu mă reprezint pe mine, Victor Parlicov, cetățean, om, fost director ANRE, om care cunoaște, are cunoștințe, spunem așa, mai mult într-un sector strategic, aș zice, într-un sector cheie, în sectorul energetic, sector în care, de fapt, a excelat și Sergiu în ultima perioadă. El a fost cel care, de fapt, în mare parte a preluat rolul, spunem, de activist civic pe acest sector, dar despre asta cred că voi menționa mai detaliat mai jos. Deci, de ce îl susțin pe Sergiu? În primul rând, personal, cunosc pe Sergiu mult mai bine decât oricare dintre ceilalți candidați și am încredere, cel mai important, am încredere în el. După mine, Sergiu are, deci, să știți, pentru a fi un om de succes într-o funcție publică, sunt condiții minime și condiții necesare și sunt condiții suficiente. Deci, condiția minimă necesară pentru ca un om să aibă, spunem, să fie într-adevăr și realizează cu succes misiunea într-o funcție publică, trebuie să aibă dea dovadă de două aspecte, de capacitate și de bună intenție, de bună credință. După mine, Sergiu le are pe ambele. El e om care a demonstrat nu teoretic, nu declarativ, dar prin activitatea lui din ultimii ani de zile a demonstrat că este de bună credință, luptă pentru oameni, pentru drepturile altor oameni, nu pentru drepturile sale, se expune la riscuri, este gata să-și asume povara riscului de a fi o persoană publică incomodă pentru guvernare, pentru cei care sunt la putere, să meargă până la capăt și să-și ducă această meserie. Asta mă face să cred că Sergiu ar fi bun în funcția de primar general, pentru că și din experiența proprie cunosc că o persoană care numește într-o funcție publică înaltă este expus la foarte multe presiuni. Sergiu cred că are rezistența, tenacitatea de a rezista presiunilor, de a rezista ispitelor care vin împreună cu funcțiile publice și să fie într-adevăr un primar al chișinăuienilor. Suplimentar la minimumul necesar
pentru a fi un primar de succes. Sergiu, spunem, dincolo de minim, mai are și un șir de calități omenești care îl favorizează foarte mult. Deci, în ceea ce am observat din interacțiunea noastră de ultimii ani, unul are o capacitate enormă de a învăța, învață repede, are capacitate, deci, din toate punctele de vedere, capabil și intelectual, și ca capacitate de muncă, poate munci mult, despre asta am mai menționat și Valeriu, are, spun, curajul de a-și asuma acțiuni și deseori, dacă să spunem așa, cel puțin sectorul energetic, chiar dacă dețineam eu personal o anumită expertiză, eu sunt o persoană poate nu atât de proactivă. Sergiu a fost deseori cel care a inițiat mai multe spunem, ieșiri în public, o exercitare a presiunii publice mai deci, vizibile, nu doar prin intermediul rapoartelor sau a interviurilor sau a ieșirilor în presă. În acest sens, reiterez, activismul și inițiativa cred că vor fi recunoscute și vor fi apreciate de chișinăuieni. Ca exemplu, deci unicul exemplu la care aș vrea să mă refer și aici pun punct, ultima revizuire a tarifelor la gazele naturale. Deși pe parcursul întregului an precedent sau cel puțin într-a două jumătate anului precedent, de câteva ori, de mai multe ori am menționat și am dat interviuri că uite, cel mai probabil că guvernarea are de gând să așteapte să utilizeze factorul tarifelor la gaze și reducerea tarifelor la gaze în scopuri electorale și cel mai probabil că va veni cu scăderea tarifelor în ajun de alegeri. Sergiu a fost, de fapt, cel care a inițiat, a spus că nu, noi trebuie să ieșim, să facem public, să punem presiuni, să inițieze procedura de revizuire tarifelor mai curând, la începutul anului, și îmi pare parte datorită inițiativii sale, de fapt, am reușit să creăm acea presiune publică la începutul anului, în ianuarie, care a condus la faptul că practic a fost somat să aibă o reacție și primul ministru, după aia au pornit acțiunile și la nivelul factorilor, spunem, și la nivelul întreprinderii și Andreiului, deci toate instituțiile brusc au început să se activeze, dar asta după ce ne-am asumat aceste acțiuni publice, practic la inițiativa lui Sergiu. De asta consider că și atunci când va deveni primar, inițiativele dumnealui vor fi nu doar că vizibile, dar și cu rezultat și îi urez tot succesul la alegeri și îl voi susține cât o să pot în această campanie. Mulțumesc, domnule Parlicov. O să-i ofer cuvânt lui Nicolae Anton, un tânăr activist foarte implicat în tot ce înseamnă să facem din Chișinău un oraș mai bun. Da, îți mulțumesc, Valeriu. Eu o să fiu scurt, dar o să fiu foarte concret. Fiind cel mai tânăr, de fapt, dintre toți cei prezenți aici, o să-mi permit să vă explic și să vă conving, de fapt, de ce Sergiu ar fi un candidat perfect, mai ales pentru tinerii din Chișinău. Revenind la experiența ca și coordonator general al proiectului Orașul meu, acum 2 ani, când am început lupta pentru transportul public nocturn, de fapt a fost o luptă în care am avut nevoie de foarte multe resurse, nu doar materiale, ci și umane. Și Sergiu, de fapt, aflând despre această inițiativă, a fost cel care ne-a abordat și ne-a contactat și cel care ne-a ajutat, de fapt, să îndeplinim și să ducem până la capăt acest proiect. Și acum, de fapt, reflectând asupra transportului public nocturn, cred că ar fi fost imposibil fără aportul lui Sergiu. El a fost cel care a asistat la toate convorbirile cu reprezentanții Regiei Transport Electric Chișinău, care a asistat la toate consultările publice și care ne-a ajutat, de fapt, să analizăm rapoartele trimise de RTEC la finele studiului de fezabilitate. Și acum, gândindu-mă bine la implicarea lui în acest proiect, eu îmi dau seama că noi avem nevoie de un astfel de primar, un primar care să-și ofere ajutorul său,
dar nu care să ne poarte pe coridoare. Pentru că la fel ca și toți tinerii care încearcă să facă lucruri frumoase în orașul nostru, cunosc foarte bine cât de ușor ești trimis și purtat pe coridoarele municipalității și cât este de greu să ajungi de fapt într-un cabinet al primarului sau al unui consilier și să-ți propui de fapt inițiativa ta. De asta eu cred că noi am trebuit să susținem un astfel de candidat. Dacă să vorbesc despre onestitatea lui și despre, cum a spus și colegul meu, Victor, despre buna credință și buna intenție a lui Sergiu în această campanie, eu cred că 2 ani de când îl cunosc au fost de ajuns pentru mine ca să mă conving în acest lucru. Și gândindu-mă la o persoană care ar putea salva Chișinău din cădere liberă și ar putea, de fapt, opri toate nelegalitățile care se întâmplă în Chișinău, prima persoană care îmi vine în cap este Sergiu Tofălatu. Cam atât din partea mea. Da. Mulțumesc, Nicolae, și de la cel mai tânăr vorbitor trecem la colegul nostru, domnul Simeon Aleoșanski, care este și cel mai în vârstă dintre vorbitorii de astăzi. Глубоко уважаемый жители города Кишинева, в данном случае избиратели, уважаемые средства массовой, представители средств массовой информации. Как сказал Валерий, спасибо ему. Я действительно самый возрастной в этом зале и вынужден с сожалением об этом сказать. Но я как коренной кишиневец, у меня есть теплые воспоминания о том, каким Кишинев был когда-то, когда я был молодой и задорный. И мы тогда все с гордостью повторяли вслед за народной артисткой Софией Михайловной Ротару знаменитые слова «Мой белый город, ты цветок из камня». Но прошли годы, менялись генеральные примары в городе Кишиневе или муниципии Кишинев, как сегодня, и мы имеем то, что мы имеем. Чтобы не занимать личное время, хочу сказать, что у меня существует такое ощущение, что все жители города Кишинева понимают, что так больше жить нельзя. И здесь приходит на ум воспоминания строчка из другого народного певца Виктора Цоя, который говорил: «Перемен жаждут наши сердца». А теперь несколько слов о человеке, который, с моей точки зрения, осуществляет сегодня чрезвычайно мужественный поступок о независимом кандидате на должность генерального примара города Кишинева Сергея Константиновича Тофилати. Он действительно мужественный человек. И он таким был в 2014 году, когда на моих глазах, практически в одиночку, без всякой внешней поддержки, первым возвысил свой голос против тех безобразий, которые система творила на энергетическом рынке всей Республики Молдова. И ему удалось за очень короткое время добиться реального результата для всех. Первое, что он сделал, он сумел стать лидером теперь уже довольно значительной экспертной команды, чей голос был услышан, и тарифы и на газ, и на электроэнергию, надеемся, в ближайшем будущем и на теплоэнергию, сначала были остановлены, а после последних решений, принятых регулятором и операторами соответствующего рынка в марте этого года, начали даже уменьшаться. Естественно, что Сергей Константинович Тофилат большой профессионал. Если бы он не был профессионалом, ему бы никогда не удалось бы добиться такого результата, которого он сумел вместе с коллегами добиться в течение довольно короткого времени, менее 4 лет. Я знаю его по реализации совместных проектов с 2012 года, довольно крупных и для Молдовы, может быть, и неслыханно крупных. И надеюсь, что при прочих равных условиях мне удастся довести эти проекты до конца. Поэтому я могу с уверенностью говорить о его профессионализме, как о человеке с глубокими экономическими знаниями, прекрасным финансовым бэкграундом, человеке, который разбирается в любых современных финансовых моделях, в бюджетировании и так далее, что является основой управления любой крупной системой, к которым относится и город Кишинев. Следует сказать, что Сергей не только прекрасный профессионал, он и отличный коллега.
И за это время я убедился, что в любых видах активности, в которых нам приходилось участвовать, он работает не только за себя, как говорится, но и за того парня. Если это какие-то общественные мероприятия, он с лопатой в руках, либо защищая позиции граждан в публичных слушаниях чиновников НАРЭ по вопросам тарифов, он всегда остается лидером, всегда остается драйвером, всегда остается мотором любого процесса. Следует также сказать, что, зная не только его, но и его семью, Сергей Константинович, с моей точки зрения, является простым, понятным, скромным, бескорыстным человеком, настоящим подвижником, хорошим другом, который всегда скажет правду в глаза, не отводя своих глаз, и преданным, и заботливым сыном. Поэтому лично я, как гражданин, в рамках законодательства, выборного законодательства Республики Молдова, сделаю все возможное, все, что от меня зависит, и даже еще немножечко сверх того, чтобы в этой избирательной кампании Сергей Константинович Тафилат сумел одержать победу. И прошу поддержать независимого кандидата на должность генерального примара на выборах в муниципе Кишинев 20 мая 2018 года, присутствующего здесь Сергея Константиновича Тафилата. Спасибо. Спасибо, господин Алешинский. Pe scurt, o să mă refer la câteva aspecte organizatorice pe care ar fi bine să le cunoască mass media. În primul rând, ca să fie clar, noi o să avem un staff electoral din exact atâta lume cât o să dorească să se implice și să o facă voluntar, pentru că de alte resurse nu dispunem, dar nici nu credem că avem nevoie de ceva în plus decât de susținerea oamenilor. Eu o să fiu purtător de cuvânt a staff-ului pentru mass media. Aveți întrebări, nevoie de precizări, vă rugăm frumos să vă adresați. Cât ține de aspecte procedurale, conform legislației, un candidat independent la funcția de primar a municipiului Chișinău trebuie să prezinte până la data limită când se primesc actele pentru înregistrare cel puțin 10.000 de semnături pe liste de subscripție. În cele ce urmează va fi depusă o cerere la Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău pentru a fi eliberate liste de subscripție pe care urmează să le completăm, să le completeze persoanele împuternicite. Vom depune și o listă a persoanelor care vor avea drept să strângă aceste semnături. La etapa actuală avem în jur de 40 de persoane. Și până la data de 19 aprilie, conform deciziei Consiliului Electoral de Circumscripție, urmează să fie colectate cel puțin 10.000 de semnături a locuitorilor sau a alegătorilor cu drept de vot din Chișinău și depuse spre verificare pentru înregistrare. Abia după ce vor fi verificate listele de subscripție, candidatul independent poate fi înscris oficial în cursa electorală să devină oficial candidat. Până atunci este pretendent pentru statutul de candidat. Cam asta este cu aspectele organizatorice. Vă rog frumos dacă aveți întrebări la subiectul de astăzi. Da, Vadim, era evident că tot o să fii primul. În 2017 a scris pe pagina dumneavoastră de Facebook despre intenția de a candida la funcția de primar și menționați atunci că v-ați consultat cu liderii partidelor de opoziție și sperați ca să vă susțină. Ați putea să vă spuneți dacă acum aveți careva dintre ei care v-au promis că vă susțin? Nu, ei au luat altă decizie. Noi, cred eu, că avem aceleași obiective, însă avem abordări, viziuni care nu tot timpul coincid și credem că este normal ca cetățenii să decide cine are șanse mai mari, dar vom face așa ca în turul 2 să nu nimerească candidații lui Plahotniuc. Deci, eventual, înainte de turul 1, vom decide cine merge mai departe și cine se retrage. Ne vom consulta, noi ne-am întâlnit două săptămâni urmă, am mai discutat cu ei, sunt la curent și respectă decizia noastră, noi o respectăm pe lor.
Deci rămâne deci, orășenistice. Deci, domnul Năstase, în tur 2, să înțeleg că veți încuraja susținătorii dumneavoastră să vă vădeți de dumneavoastră. Deci, acum e de vreme să vedem care și ce poziție are. Trebuie, în primul rând, să ne implicăm în campanie și să vedem cine are șanse mai mari. Noi avem poziția noastră, eu au pe lor, o să discutăm și eventual o să decide. Dar, mă rog, în eventual, dacă va fi necesar să ne retragem, o să analizăm sub ce formă. Da. Atât? Mai aveți întrebări? Domnule Tăvălaș, ce șanse credeți că aveți în aceste alegeri? Mai ales că mizați pe faptul că candidați ca și... Sunteți un candidat independent. Da. Dacă Silvia Radu candidează, la fel... Deci, în primul rând, avem o pregătire foarte bună pe problematica orașului. La moment, noi nu cunoaștem care este nivelul de susținere. Rămâne să ne implicăm în campanie. În primul rând, trebuie să pornim de la aceea că să declarăm intenția, să facem o campanie, apoi să colectăm petiții și pe parcurs o să testăm care este nivelul încrederii. Și după aia o să decidem ce facem în continuare. Deci acum să vorbim de șanse este de vreme. Un scurt comentariu. De nici măcar reprezentanților mass media nu li se întoarce limba să spună că Silvia Radu va candida independentă. Asta arată că lucrurile sunt foarte clare, dar din păcate nu pentru toată lumea. Dincolo de sondajele care au fost făcute publice, se mai fac măsurări, pe unele le-am văzut și noi. Iată această campanie electorală non-stop pe care o face doamna Radu, care deține ilegal funcția de primar interimar. Bășeau efectul. Da, deci cu încălcarea legii, cu un populism excesiv și cu un suport mediatic la nivel nemai văzut până acum, foarte mulți cetățeni încep să prindă această minciună că ea ar fi un primar bun. Da, pentru că ei sunt mințiți în fiecare zi de la televizor, uitați-vă ce de mult primar, deci nu le se explică, se încalcă legea la fiecare pas. Că, de fapt, decizia luată acum distruge efectiv sistemul de funcționare a primăriei. Nu le se explice că tot felul de excroci au fost aduși pe un cap și pus în funcții în primărie și iau decizii acum. Da? Această campanie de PR nemai văzută își are, din păcate, efect. Unul dintre obiectivele noastre este de a duce la cât mai mulți chișinăieni de dorit la fiecare realitate despre cine este această doamnă care ocupă ilegal funcția. Că nu este de fapt altceva decât un proxy al lui Plahotniuc. Și să lăsăm orașul pe mâna lor, chiar și pe un an de zile, este extrem de periculos. Pentru că noi știm ce fac ei cu puterea, în special atunci când îți peducă. Pentru că dacă ei au furat $1 miliard din sistem bancar, Chișinăul poate fi furat mult mai urât. Ei știu numai una să fac puterea, să fure de la oameni. Lucrul ăsta, asta și este miza politică a acestor alegeri, de asta și e nevoie de implicare. Și așa să înțeleg că campania electorală nu veți promova Partidul de Unitate și Adevăr, dar fi domnul Tăflat. Din câte deci, figurați pe lista... Domnul Ungurean, hai să spun mai simplu. Vadim, bunul meu coleg de facultate, în primul rând. Atunci când la organul mass media pe care îl reprezentați și acolo care mai sunteți la fel, scriți vreo știre, este așa o regulă în jurnalism de a verifica dacă e adevărat sau nu. Acum, Adeamu, dacă v-ați scăpat și nu o singură dată ați mai scris lucruri neadevărate, eu mai scriu, răspund și eu și spun, nu vă supărați, dar lucrurile astea sunt neadevărate. Nu, eu vă răspund încă o dată. Deci atunci când scris lucruri neadevărate, noi mai și dezmințim. Eu nu vreau să mă cer cu tine, Vadim, pentru că ne cunoaștem de 10 ani. Nu este niciun fel de prezență și vă rog frumos să nu dezvoltați minciuni, pentru că lumea oricum nu le crede și nu face scandal că nu are rost. Deci eu am fost implicat în colaborare cu mai multe partide, cu ONG-uri, cu foarte multe lucruri și nu ascundem lucrul ăsta, la fel cum a făcut-o foarte multă lume, pentru că această țară are nevoie de implicare și asta e foarte bine. Da, revenind la subiectul de astăzi, o mică completare. Deci Silvia Radu este un candidat dependent, așa să fie foarte clar, și îndemnul nostru este nu orășenii să-și aleagă un salvator, dar să-și angajeze un primar. Lumea se tulă de șefe. Atât. Dacă mai sunt alte întrebări? Nu? Da, vă rog. Dacă ar fi să faceți o radiografie a candidaților deja înaintați pe funcție de primar, care ar fi
cel puțin unul demn pentru a lupta pentru primărie. Cred că e... Nu, lucrul ăsta o să-l decidă orășenii, dar eu cred că primul filtru o să fie care este candidatul șantajat de Plahotniuc sau controlat de Plahotniuc și care este candidatul care are verticalitate. Cred că ăsta o să fie primul filtru. Deja după asta o să vedem cine este mai profesionist, mai pregătit, mai competent. Acum mi-e greu să spun, trebuie să vedem parcursul campaniei, să discutăm, să abordăm subiecte legate de oraș. Atunci ne va fi mai ușor să luăm o decizie. Da, mulțumim frumos. Ați cercetat pilota la 23 autobus? La autobusul, nu. N-ați Eu de regulă prin centru Buiucani, Botani. Я знаю 23-й автобус, что с ним не так? Ой, все не так. Спара, ну это аста, ты интенсивный автобус. Хорошо, будем иметь в виду. Я им тоже пользуюсь. Я живу там недалеко на ЧК. Страдаем, но едем, что делать? Я учиркун вара к троллейбусу, фарти дес. Прин центру мэй ушор смерч бежоса к троллейбусу, дикат ку машина аша. Импосибил. Вара мерч о стации, ж дупа аеш, треба душ с кимбили. Мэй лес ла рутиле эсте, кари мер 7 километри пен ораз, ден эсте по мер 23, ш мэй сент афли, кари мер на субрубии, ш наколо и жаль. Bun. Atât, vă mulțumim. Это эти синие, которые такие страшные, неудобные, портфель там чей-то. Мой. Спортивный.